Răspunsul este pe mai multe paliere. Palierul 1 este că muia din muie PSD nu înseamnă muie. Nu e o dorință a cetățeanului de a efectua un sex oral cu această abstracție care este un partid politic, nici măcar cu membrii săi. Nu cred că, mă rog, poate că există, dar n-am cunoscut până acum un om care își dorește în mod real să întrețină relații sexuale orale cu domnul Dragnea sau cu alții membrii PSD. Muia din muie PSD cred că înseamnă mai degrabă o expresie a disprețului pentru care cuvântul ăsta era mai la îndemână. Într-un sens și mai larg, cred că muie PSD înseamnă moarte PSD. Înseamnă un lucru care evident că e neplăcut să îl spui, dar pe de altă parte neplăcut e și felul în care acest partid a condus România 20 din ultimii 30 de ani. Practic, cred că e o expresie a disperării cetățeanului, fie el din Suedia sau de la proșiorii de vede sau de la videle, chiar și de la videle, prin care spune gata, e de ajuns până aici. E mai degrabă, dacă facem așa o referință din istorie, un fel de aici încolo nu se mai poate trece. E important că a apărut această chestiune din jurul muii, această discuție, chiar dacă personal mi s-a părut exagerat, adică eu, toată țara se preocupă de dimineață până seara de plăcuța de matriculare a cetățeanului. Asta dacă o vedem simplist, pentru că de fapt nu se preocupă de acea plăcuță, se preocupă despre ce înseamnă Partidul Social Democrat, despre felul în care gândește el să facă politică. E cumva oamenilor le-a ajuns, s-a mers foarte departe. Asta din punct de vedere al receptorului, să zicem cetățeanul care zice muie PSD, din punct de vedere al emițătorului, iartă-mă, din punct de vedere al receptorului, din punct de vedere al PSD, cred că s-a găsit în sfârșit o limbă comună cu PSD-ul, un limbaj care să poată fi înțeles și de către membrii partidului din coaliția de la guvernare. Dacă îi luai cu lucruri mult mai sofisticate, riscai să vorbești în gol. Așa, muie PSD au înțeles și ei despre ce e vorba.